Ești convins că sunt cam numărate zilele libertății noastre de exprimare, de cum, care e feeling-ul tău, care e sentimentul tău? Nu, eu nu sunt, eu sunt mai optimist puțin. Plutește în aer. Da, eu sunt mai optimist puțin. Mm-hmm. Deși există cenzură și nu, deci din nu ce se întâmplă și prin nu America. Sunt orb. Ce se întâmplă și prin America, exact. Nu? Deci nu sunt orb. Văd că este cenzură, dar eu am o satisfacție specială, îți spun, când folosesc YouTube-ul ca să propovăduiez lucruri cu care toți aia care sunt acolo, controlează YouTube-ul, nu sunt de acord. Deci mi-e o satisfacție teribilă. Nu. De cenzură, de nu. Blocare, de cont suspendat. Nu. Când te gândești nu că ai 20.000 de abonați care s-ar putea să-i pierzi așa dintr-o... Nu mi-e frică, ei mă vor căuta. Dacă am spus ceva semnificativ, oamenii mă vor căuta în altă parte. Te vei refugia în cărți, adică vei scrie cărți sau vei merge pe nișa cealaltă de exprimare. Nu. Tot voi fi în spațiu online. Voi găsi ceva ca să fiu în spațiu online. Deci n-au cum să mă închid ăștia câtă energie am eu ca să intru înapoi. Există aplicații, există website-uri. Ascultă-mă, fac un clip în care... Dar ăștia nu își dau seama că totul funcționează împotriva lor. Uh-huh. Înțelegi că oamenii la un moment dat, oamenii zic, bă, stai, de ce lupresc ăștia pe ăștia? Și intră de curioși. Deci faci un clip de 5 minute în care spui ce ți-au făcut ăștia și strângi 50.000 de abonați. Deci abia aștept să mă închid ăștia, înțelegi? Și au fost tip conservatori sau chiar fete conservatoare din Statele Unite care au venit cu conținut super puternic și care erau, să zic, sub mediu vizualizat sau vizualizate. După ce au început ăștia să-i cenzureze, au urcat la sute de mii de urmăritori, înțelegi? Deci n-au decât. Eu invit. Înțelegi? Deci nu știu de ce trebuie să ne speriem de chestia asta, înțelegi? Ei au nevoie de noi. Deci oamenii ăștia fac bani pentru că noi suntem pe platformele lor. Și ei nu știu câți oameni ne urmăresc, înțelegi? Și că atunci când plecăm noi, trăim după noi, reverberează și tu mesajul. Trăim bani. Pe ei interesează banii, înțelegi? Pe ei interesează banii. Ce se vinde? Și noi trăim banii. Pe noi ne interesează banii, dar ne interesează ceva mai mult decât banii, înțelegi? Dar asta e, cum zic, asta e moneda de schimb. Da, eu nu sunt, pe scurt, nu sunt un pesimist, sunt optimist. Și nici terorizat, speriat nu, frate, perspectiva. Deci toată tehnologia asta pe care noi o folosim acum, tehnologia asta, poate cea mai mare parte din tehnologie nu e făcută de copiii Domnului. Contribui și ei, dar cea mai mare parte e făcută de oamenii lumii acestea care au înțelepciunea de la Domnul nostru. Da? Așa că eu am o satisfacție să folosesc toată tehnologia. Toată înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă umanității, s-o folosesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci eu nu văd în orice pe dracu, anticrist, 666 de zi, nu sunt nicio formă.